În urma solicitărilor numeroase din partea publicului, spectacolul O noapte furtunoasă va avea loc în două reprezentații în aceeași zi la Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva. Datorită interesului uriaș pentru această comedie clasică, organizatorii au decis să ofere publicului o șansă în plus de a se bucura de umorul și energia inconfundabile ale personajelor lui Caragiale. În data de 19 noiembrie 2024, pe lângă reprezentația de la ora 19, spectacolul va putea fi urmărit și de la ora 17. La aproape un secol și jumătate de la prima reprezentație, O noapte furtunoasă continuă să încânte publicul cu umorul și sarcasmul său inconfundabil. Mare actor ai scenei românești vă invită să redescoperiți această capodoperă a teatrului românesc într-o montare care păstrează savoarea epocii și relevanța actuală. După cum se știe, piesa de teatru O noapte furtunoasă se joacă la Deva într-o distribuție de excepție, din care amintim Maia Morgenstern, Zița, Marius Manole, Rică Venturiano, Carmen Tănase, Veta, Vlad Zanfirescu în rolul lui Chiriac, Mircea Rusu, Naie Ipingescu, Nicolae Urs jucând Dumitrache Titircă și Gabriel Vatavu în rolul lui Spiridon. Regia spectacolului este asigurată de Vlad Zanfirescu. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma ProTicket și Ticket Store, precum și de la sediul Centrului Cultural Dragan Muntean din Deva.